Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. În dimineața asta mă aflu la mama în bucătărie, pentru că am dormit cu David aici aseară. A stat până târziu să se joace cu fratele meu la jocuri și a dormit aici. Iar acum, până ei dorm, amândoi, am pus aici să fac o ciorbă de... o ciorbă la grec pentru copii. Am pus aici de curcan. Să fiarbă, o să fiarbă mai mult pentru că este tare. Aici am tocat morcov, ceapă, ardei gras și morcov pe răzătoare pentru călit, ouă, smântână și ulei. Am pregătit pentru ciorbă și vreau să vă spun că nu pot să filmez cu camera pe față pentru că nu funcționează. Așa că aștept să fiarbă pieptul de curcan și revin când pun legumele. Prieteni, s-a trezit și șoricelul acesta și fură de la bucătărie. A fiert pieptul de curcan. Iar acum o să pun legumele și ceapa. Să pun ceapa. Morcovul. Ardeiul o să-l pun puțin mai târziu, pentru că o să fiarbă repede. Ce ne ia acasă? Ce zici? Ce ne ia acasă? Ce zici, măi? Cine te-a îmbrăcat, Roxy? Da. Ia. Sau te-ai îmbrăcat singur? Roxy. Roxy te-a îmbrăcat? Da. Și ce ai furat acolo? Ia, arată-mi ce ai furat. O bucățică de ardei. A furat o bucățică de ardei. Prieteni, revenim. Prieteni, gata, o fier toate legumele și m-am gândit să pun și cartofi. Așa că pun și câteva cubulețe de cartofi. Și până fierb cartofii, călesc morcovul cu ulei. Aici. Mă filmezi? Hai, filmează-mă, dar doar la mâini, nu la față, că sunt nasoală. Nu, bunică, lasă că dăm după aia. Bine, hai să vă arăt, prieteni. Cum arată ciorba. Ce să caute apa la mine în ciorbă? Nu mai aproape să se vadă felul. Piept de pui, de curcan. Am pus și cartofi. Hai să facem morcov. Ia stai. Am aprins aici. Pun ulei. Așa. Punem morcovul aici. Cameramanul nu vrea să, nici măcar să vorbească. De ce nu vrei, domnule cameraman, să nici măcar să vorbiți? Dar de afară a început să se agite, mi-a pune ulei. Așa? Deci, prieteni, spuneți-mi dacă voi puneți în ciorbă la grec morcovul cu tot cu morcov, nu doar uleiul ce rămâne. Eu așa pun, îl pun cu totul. Nu mai tare? Volum? Ia. Poate rămâne fără el. Nu rămâne. Roxy, nu zici nimic?
dai drumul și vorbește și tu ceva. Bine, nu vrei, nu vrei. Ai o voce frumoasă, să știi. Așa. S-a aburit camera. Hai să vedem ce se întâmplă și aici. Se fierbă. Hai că revenim când e asta, gata. Gata, vezi, am călit morcovul. Îl punem aici pe tot, cu tot cu ulei, cu tot cu morcov. Va, deja a prins culoare. Acum băgăm, o lăsăm la rece și după aia punem ouăle cu smântână. Uite, prieteni! Facem ciorba. De la McDonald's. McDonald's, de la McDonald's. Prieteni, am pus aici smântâna cu 5 gălbenușuri de ou. Aici am luat puțin din ciorbă la răcit. S-a răcit aici ciorba și o să pun puțin câte puțin de aici să mântână o peste ciorba rece. Bine, nu rece, rece. Potrivită. Gata. David, ai terminat? Da. David a fost la Mac. Ai fost la Mac? Da. Bravo. David așteaptă acum să mănânce ciorbă. Îmi place foarte mult. Avem telefonul, Mădălină. Da, Mădălină, după aia îți dat telefonul. Și iar mașina are baterie. Are baterie, uite la acolo pe mașina, cum vrei, Ili. Te zic ce. Hai că o punem cu castronul, prieten, că... Panilor, cum zice, cum zicea patrona, doamne. Cum zicea patrona, fanilor. Aici unde l-a spus total. Dar nu-i nimic, o să fac un plan. M-am găgat tabul, loc să mânc. Stai, mami, stai. Că m-am găgat. Mai faci parola. Îți pune rost acum, hai pune rost parola. Ia stai. Gata. Hai să vedem, o punem acum în corpă. Hai să vedem, să vedem rezultatul final. Facem același lucru și aici cu oala mare. Și punem câte puțin, câte puțin. Așteaptă, David, că ți-l pun după aia. Încă nu s-a încărcat, așteaptă să se încarce. Gata. Mai amestecăm ca să nu se facă copulașe. Acum punem verdeață și gata. Prieteni, punem verdeața în ciorbă. Vai, ce frumos. Mama, ai pus și leuștean? Așa. Mama, ce frumos se vede. Așa, prieteni, acum să vedem rezultatul final. Hai să vedem. Wow. Zici că e de la restaurant, așa e? Vede cine nu-și laudă mâncarea. Așa arată, prieteni, ciorba la grec făcută de mine. Cu piept de curcan. Hai, acum punem în farfurii și servim. Gata, prieteni, am pregătit masa, am pus ciorbă în castronel să fie mai rece pentru copii. Vine acum David și copiii, Roxy și Nicolion, să mâncăm.
Și asta a fost cu vlogul de azi. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până acum. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul de like. Și să-mi scrieți comentarii. Vă mulțumesc, o zi frumoasă să aveți!